Doamne și stăpânul vieții mele, îmi recunosc și îți mărturisesc păcatele mele, pe care le-am făcut în toată vremea și în tot locul. Am greșit umblând după voile păcătoase ale trupului. Te-am mâniat, te-am scârbit și te-am întristat. Mi-ai întins cu bunătatea ta de multe ori sfântul trup și scump sângele tău, voind să te unești cu mine, dar eu, robindu-mă iarăși de păcat, am căzut. Nădăjduiesc în mila și în bunătatea ta, care primește pe tot sufletul ce necăjit și întristat. Căci tu ai spus prin glasul prorocului David că inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Adevărate sunt cuvintele tale, că nu ai depărtat pe cei ce au venit la tine cu umilință. De aceea, gândindu-mă la fricoșata ta judecată și văzându-mă lipsit de fapte bune și fără răspuns, îmi plec genunchii rugându-te să mă ierți, să mă primești, să nu spui că nu mă cunoști pe mine, pentru că amar va fi mie, depărtându-mă pentru veșnicie de fața ta, cea plină de strălucire și mergând în întunericul cel mai de jos, ci dă-mi putere, înțelepciune, credință, nădejde și dragoste, împreună cu toate virtuțile creștinești. Întărește-mă și mă scapă de boli, necazuri, încercări și vrăjmași, iar pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, a Sfinților Îngeri și ale tuturor Sfinților, mântuiește-mă de veșnica osândă și mă fă părtași împărăției tale, ca acolo în veșnicie să văd și să mă bucur de slava ta. Amin.